Salutare chat, să plin de nervi, am pierdut 24 de minute în jocul ăsta, nefăcând literalmente nimic productiv. Dar are rost să vă zic ce am făcut? Sau ce n-am făcut? Păi, m-am trimis aici niște safe-uri pe harta asta, că noi trebuie să furăm niște safe-uri. Și e nașpa. Chiar e nașpa cu ele. Pentru că, ce să vedeți acum, ăsta ar fi cel mai mare. Și e greu de mutat pe hartă. E foarte greu de mutat și, da, m-am distrat o grămadă cu el. Măcar dacă era din ăla mic, dar nu, ar putea să-mi facă mare să... E sigur că pui în jur de toată familia. Și acum încercăm să luăm liftul, deși ultima oară nu l-am coborât cu liftul, dar încă sper că poate merge să-l iau cu liftul. Dar acum se prezintă, nu cred. Că o să-mi iasă. A, lol. Avem ușă. Ia vezi, care ușă liftul? Eu le tot spărgeam. Bine, cred că și voi care jucați jocul făceați fix același lucru. Hai. A, bă, în ce mă blochezi? Hai, vino. O să plâng. Vă zic de pe acum că o să plâng până reușesc să fac ceea ce îmi propun. Ale, bun. Și ție ce nu-ți convine că vreau să urc cu ăsta în lift? De altă dată n-am chef să arunc în aer iară. Podele. Hai da. Haide. Hai, ridică-te pe două roți. Două roți, mă rog. Eu prost. Da. O să fac ca data trecută. Sper să nu mi-l detoneze și să trăiască-ți doar de car. Nu mi l-a detonat. O să-i dau un pipe bomb aici. Mai dau un pipe bomb aici. E sigur că nu pici unde trebuie. Gata. Avem gaură în podea până la următorul etaj. Iată. Ui, am coborât une... A intrat în pământ. Literally. O spart podeaua. A, bă, nu am putut să-mi dea nimic ca jocul, ca să pot să-l car mai ușor, că... Asta e pierderea de timp cea mai mare pe toată harta, din ce am văzut. Asta dacă nu, cumva, mai e unul. Ca ăsta, că... O să turbez. Dar din ce știu, nu.
Hai, mișcă. Văd că așa-i place să miște. Da, altfel nu, mai greu. Hai. 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 Vreau să-l trag până aici. Mă dați seama cât îmi ia până fac asta, nu? Dacă l-aș putea roti, ce bine ar fi, dar nu vrea. Da, mă, uite că vrea. Mamă, uite că vrea. Eu prost că nu m-am gândit să încerc asta mai de devreme. Gata. Bun chat, dar am rezolvat asta, dar problema cea mai mare, știți care? Trebuie să ne ducem să le rezolvăm pe alea la alte prima oară. Că degeaba magic cu asta, că prima oară nu le-am pe restul făcute. Iar am eu țeapă cu sticla asta, hai mă, dă-o în pâine. Și-mi place că tirul ăsta e gata pregătit. Din păcate n-are ușa aici în spate. Da, nu e problema. Și ultima bucată să o iau. Așa, de dragul de a lua. Bun. Nu. Am mai mușcat-o eu odată și nu mai vreau să o mușc. Știți ce am făcut, nu? Am băgat și mi-am ras toată partea deasupra. Și vă dați seama că dacă ți ras toată partea deasupra, ce se poate întâmpla? Păi vă zic eu foarte scurt. Plouă pe ele. Și n-ai voie să lași să ploaie pe ele, că se sparg. Se activează alarma și... RIP. Deci, na. Mai trebuie să fiu foarte atent cum conduc. Bă, nu e problemă mare că, că conduc încet, dar... Ia să... Înainte! I-am dat înainte, bă! Acum ați înțeles care e problema cu levelul ăsta. Îi dai înainte și el tot se duce. Dacă nu, trebuie să spargă aia dinainte. Da, eu prost. N-aș fi putut să fac asta. Și știam o treabă, dar nu... Aolea, mai și sparg remorca pe lateral. Bă, aș mai avea loc unde să mai înghesui. Vai și amară. Îmi ba piciorul în ușă. Uite, vin ce am vrea să duce față. Acum de bea.
Harta, te rog. Aș mai avea una aici. Și una acolo. Și pe aia urc. Aia acolo. Și asta la final cu Macara oricum. Complicat. Hai să încercăm să... Mă bag. Ăla-i. Fu! Te chinui atâta pentru ce, mă? Mă chinui atâta pentru ce? Pentru misiune? Obosită? Nu vrea să-mi iasă? Cabă de cu fața, lasă-mi. Of, doamne, ăla-i, eu o dau să sparg, mă zic deștept. S-au și dus două etaje. Gata, s-a reglat, nu știu ce a avut. But is ok. Și ce să fac să pun o bombă aici? Sper să nu... Da. Da. Văd că printre rămășițele astea mere mai repede. Haide, șarpile. Bun. Agață-te încă o dată de aia. Bixby nu mă băgă în seamă. A, pe bune, nu s-a agățat ce trebuie. Da? Acum s-a agățat ce trebuie. Cred. A, nu s-a agățat ce trebuie deloc. S-a agățat acum? Da, mă, s-a agățat acum. Bun. Asta îl lăsăm să se bălângăne pe acolo, că nu mă mai interesează de el. Ideea e că trebuie să-l distrug și prin distrus... Dacă ne uitam la misiune, îl zice să le arunci în apă și aia se face foarte ușor. O să vedeți imediat cum. Adică gen o să mă arunc tot cu Macara în apă. Că aia e cel mai ușor. Și restul încerc să le colectez în tir și să le duc.
Și mă gândesc pe bune, serios, să mă duc jos și să detonez înainte să cobor și să cobor cu fața. Andrei, clic dreapta, nu clic stânga. Sunt idiot și eu. Așa, câte un pic. Câte un pic, câte un pic. Bun. În viteză înceată și dau cu față. Nu de alta, dar vreau să și detonez. Frână. 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 Nu mai vreau să frânez. Ok. Bombă. O să o plasez fix acolo. Păi facem curat. Nu e problema. Chiar vrea să sting. Da, că altfel ții o alarmă și iar nu-i bine. Nici cum nu-i bine, dar e bine. Ha, bă, aruncă-te. Nu voiam acolo, dar bine. Aruncă-te, 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 aruncă-te. Ei, uite, mai aveam pe aici camion, ceva. Noroc că chiar dacă am ciobit acolo, nu plouă, nu știu ce. Nu o să-și dea trigger. Cuferele astea, sper. Îmi place, deși am condus încet și încercat să pun frână, cât de bine am putut. Oh, nu, tot am făcut figuri. Hai totul să-l trag pe ăsta mai încoace. Mhm. Gata. Hai mai încoace. Așa. Andrei Tiristu. Vedeți că orele alea de te sunt oricum degeaba. Bun, ajungem pe hartă. Trebuie să ajung acolo. Bun. Măcar aia cu braț. Ar fi foarte bine. Nu neapărat aici. Poți utilă șaira, e suficient de mult. Hai, dă-i încet, dă-i cu grijă. Sper să nu mai și scot după ce-l bag aici. Uite, vedeți, eu accelerez în față, se duce în spate. Na, nu mi-a deteriorat foarte rău remorca, dar... Nici încântat nu-s. Cu doamne ajută că e un safe mic. S-a deschis frigiderul. Pot fura ceva din frigider? Hehehe, am zis eu. Mă. Haide. O, bă, nebule, nu fă urât, că nu ai detectat niciun rain. Astea-s doar filme de ale tale proaste. Gata. Ăsta mi-o țără că e prea în... spre marginea asta, da, e ok. Gata, am luat 3 deja. Na, acum aici a cu plecatul de pe loc.
Asta mi era mie problema. Ai. Uite, mai sparge. Na, uite, te și te accelerezi până înainte, el nu ia înapoi. Ce n-ai? Eu pot să mă atașez cu ăsta de... Nu pot. Să zici că mă atașez și îl tractez. Nu pot. Trebuie să vin cu macaraua. Vai de capul meu. Hai să ne combi puțin. Ale. A, mă, că ai vrut. Mi-a mai spart puțără remorca. Riscul meseriei, nu? Următoarea era aici, parcă jos. Da, fix aici. Dilema mea e să mă chinui să urc pe acolo sau să vin pe unde am intrat inițial. Eu zic că mai bine vin pe unde am intrat inițial, că... Parcă n-are rost să ne asumăm riscuri tâmpite. Da. Iau toate gunoaiele. Bine că e cufăr din ăsta mic. Hai, lasă-mă, mă, să mă sui. Am 4 cufere. Imediat 5. Puțin noroc pot să-l încarc și pe ăla mare în asta. Ce-mi vine să înjur. Le expun la ploaie acum. Of, doamne, bă, dar se putea să nu fac o gafă așa de final. M-ar trebui să le mut pe partea stângă ca să fiu sigur că nu se întâmplă nimic cu ele. Da și ba. Ei, cu cântec chat, așa se zice în popor. Cu cântec. O să mă arunc cu camionul ăla mare în apă. Cu ăsta chiar nu știu cum să fac să dau cu spatele acolo. Eu aș face, dar e foarte delicat. Nu. Mai larg trebuie să iau. Să-mi grijă să nu sparg, să agățim copaci. Iar Bixby are, cred, are impresia că vorbesc cu ea. Frână.
Știi ce s-a întâmplat? Mi-a alunecat prea în față. Și trebuie să le mut. Ei. Hai să fac o țără curat. Abă, mișcă-te. Bine că m-am glitchuit. Bun. Ok. Mi-a reușit schema. Ma, hai să virez maxim. Așa. Merg încet cu tot, ca să nu îi le fac să lunece până în apă, în ploaie. Atunci eu doar aua. Hai să fiu și atent, nu pot roga cu spatele. Gata. Bun, unde-i safe-ul? La etaj e safe-ul. Acum mi-am pierdut 20 de minute din viață. A, nu, nu, sunt eu prost, e aici safe-ul. Știți ce am făcut? Eu am mai filmat episodul ăsta odată, dar m-am chinuit 20 de minute cu fărul ăla mare și nu mi-a ieșit schema. I-am turbat și... Bine, generic vorbind, am turbat. Vă dați seama că ne-am turbat la propriu, dar... Dar a fost... inconveniabil. Da. Neplăcut. Bun. Să vedem pe unde o luăm și să nu ne încurce nimic. Păi, cred că o să mă bag pe aici. Spun asta aici. Să aruncăm impuritățile de pe drum. Într-o oarecare măsură. Să luăm tirul. Mă opresc cu el aici. Și 60 secunde avem, nu? Mă, întrebarea mea e dacă merg cu față, ce se întâmplă? Exact, nimic. Nici observ. Poți să-i dau un quick save? Quick save, te rog. Opa, 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 opa. Hai că-i pe zi. Le-am făcut pe toate. Așa, easy. Și acum nu ne grăbim. Trebuie să ajungem la barcă și să dăm escape. Na, chat pro player. N-aveți ce să mai îmi ziceți. Ale. Bun. Cam asta a fost episodul. Eu am fost Deo și... da. A stat destul timp în ea.
Ne vedem pe data viitoare la un episod chat. Te tierdea. Bye bye.